S-a născut într-o rulotă, iar acum este aproape să atingă pragul de 1 miliard de lire sterline. Acesta deține cel mai mare imperiu de parcuri rezidențiale din Marea Britanie, care operează 97 de locații în toată țara. Conform ziarul românesc.net, m-am născut într-o rulotă și acum sunt cel mai bogat rom din Marea Britanie, care va deveni miliardar. Cel mai bogat rom din Marea Britanie va deveni miliardar după ce s-a născut într-o rulotă pe marginea drumului. Alfie Best, în vârstă de 52 de ani, care locuiește într-o vilă de 6 milioane de lire sterline, deține cel mai mare imperiu de parcuri rezidențiale din Marea Britanie, compania sa care operează 97 de locații în toată țara. Afacerea sa a devenit atât de profitabilă încât Alfie crede că va ajunge la 108 parcuri până la sfârșitul anului și va deveni miliardar odată ce va atinge acest obiectiv. Alfie, care s-a născut în apropiere de Leicester, într-o rulotă pe marginea unui drum în timpul unui viscol, a primit o ofertă de 950 de milioane de lire sterline pentru afacerile pe care le-a fondat, dar a refuzat. Cu afacerile în așteptare, gata să fie lansate și cu contractele deja în derulare, el crede că firma sa ar trebui să încheie anul cu 800 de milioane de lire sterline și, în funcție de cum va merge piața, va avea active uriașe de 1 miliard de lire sterline. El a cheltuit suma uluitoare de 4,5 milioane de lire sterline pentru un elicopter nou-nouț. Este doar unul dintre cele 15 care au fost realizate vreodată. Alfie susține că elicopterul a fost cumpărat în scop de muncă, ceea ce îi va permite să viziteze 5 parcuri pe zi și îl va scuti de a conduce pe autostradă pentru a ajunge la toate parcurile sale din țară. Dar în ciuda faptului că știa să zboare, el a ales să angajeze un pilot după ce s-a prăbușit cu un elicopter atunci când exersa decolarea și aterizarea cu instructorul său. În timpul unui incident a rămas blocat în iarbă, iar în celălalt pe o placă de beton, deoarece a alunecat pe o parte, relatează ziarul românesc.net.